practic pentru economisire inteligentă la Europa FM, proiect de educație financiară oferit de Asociația Administratorilor de Fonduri din România. Bună ziua și bine v-am găsit! Numele meu este Moise Guran și în aceste vremuri complicate vă ofer cu ajutorul Europa FM și al Asociației Administratorilor de Fonduri de Investiții o discuție despre administrarea banilor și a economiilor. Situația de anul trecut, când pandemia a închis sectoare întregi din economie și mulți oameni au trecut prin momente dificile în care au fost nevoiți să trăiască poate din agoniseală, este grăitor. Dar oare mai putem să ne pregătim și altfel pentru a trece cu bine peste perioadele grele? Este de ajuns să economisesc bani? Ne răspunde la această primă întrebare Jean Pricop, directorul executiv al Asociației Administratorilor de Fonduri. Când spui gata, încep să economisesc, primul lucru la care mă gândesc este să-mi fac un plan. Deci este important acest plan? Ca să știi cât ai putea să economisești. Mă uit câți bani îmi intră lunar în portofel, cât cheltuiesc în mod curent, trag linie și văd ce-mi rămâne. Mulți vor spune că, după ce fac calculul de mai sus, rămân cu foarte puțin sau cu nimic. Cred însă că dacă ne uităm pe listă, descoperim că de multe ori cumpărăm lucruri pe care nu le vom folosi niciodată sau le vom folosi foarte puțin. Banii plătiți pe ele par sume mici, dar adunate pot constitui un start al economisirii inteligente. Cred că banii din această zonă ar trebui îndreptați spre economisire pentru că nu ne afectează în mod real calitatea vieții în sens negativ și nu vom simți că îi punem deoparte. Avantajul este că în câțiva ani vom constata că avem o sumă importantă pe care nici nu ne dăm seama când am strâns-o. Bun, următoarea întrebare este ce variante de economisire am? Țin banii la saltea, îmi fac depozit în bancă sau îi investesc într-un fond de investiții? Dacă analizezi variantele, investiția în fonduri este de departe o soluție eficientă și dăm voie să explic la ce mă refer când spun eficientă. Investind sume relativ mici, pe termen lung, eventual recurent, o persoană nu doar economisește, ci sporește banii pentru care a muncit zi de zi, an de an. În plus, alegând să investești banii în loc să-i ții la saltea, cauți să le păstrezi cel puțin puterea de cumpărare, ocolind astfel inflația. Ok, acum facem un plan. Hai să vedem cum îl facem. Ne ajută Călin Meteș, director general adjunct la Franklin Templeton, membru în bordul AAF. Sunt 5 pași pe care specialiștii i-au identificat ca fiind obligatorii atunci când vrem să investim, dar nu știm de unde să începem. Primul, evaluarea situației curente. Cât câștigi, cât cheltui, ce rămâne. Al doilea pas privește obiectivul, adică dorința sau nevoia pe care vrem să o îndeplinim. Poate vrem o casă nouă în 5 ani, poate vrem să trimitem copilul la studii în străinătate peste 10 ani, poate vrem economii pentru pensie. Acești doi pași ne conduc către al treilea, orizontul de timp pentru investiții. Altfel spus, cât ne ia ca să ne îndeplinim acest vis. Al patrulea pas al planului are legătură cu structura noastră ca oameni și înseamnă un răspuns sincer la întrebarea: cât de mult ne place riscul? Toleranța la risc este o etapă importantă în procesul investițional. În funcție de toleranță, alegi tipul de investiție pe care îl faci. Mulți oameni spun la prima vedere că au o toleranță ridicată la risc, însă își dau seama în timp că nu este așa. Eu îi sfătuiesc pe toți să vorbească cu specialiști în domeniu și să înțeleagă foarte bine cum funcționează un fond de investiții. Și după ce am făcut cu atenție toate aceste calcule și aflăm cum stăm, economic vorbind, suntem mai înțelepți sau poate suntem mai bogați deja? Nici una, nici alta. Suntem pregătiți să trecem la pasul 5, la acțiune. Să începem să investim, să economisim inteligent. În lipsa acestei acțiuni, orice plan este doar o bucată de hârtie și în lipsa planului orice economie, binevenit altfel, pare a fi doar ceva la modă, lipsit de substanță, ceva la care poți renunța sau fenta oricând ai chef. Parcă aș vrea să știu mai mult și despre riscuri, înainte de a trece la acțiune. Fondurile sunt totuși altfel de instrumente decât depozitele bancare. Mihai Purcărea este CEO la BRD Asset Management, membru în bordul AF. Spune-ne un risc sau două, Mihai, atunci când vorbim de investiții. Riscul comportamental, determinat de emoții. Zilnic suntem bombardați de informații care generează teama sau lăcomia. Însă în lumea financiară emoțiile nu și-au rostul. Riscul de volatilitate este și el des invocat de cei care aleg să nu investească. Volatilitatea este un risc pe termen scurt, dar o oportunitate pe termen lung. Pe termen lung, volatilitatea este de dorit de cele mai multe ori. O piață care nu se mișcă nu oferă nici posibilități de câștig. Important pentru investitor este să-și învingă emoția, să nu vândă când piața scade, să aștepte sau chiar să cumpere. Și ultimul, dar nu cel din urmă risc, este cel de pierdere totală, adică falimentul. Acest risc însă este și cel mai simplu de eliminat prin diversificare.
adică investiții în acțiuni la mai multe companii, în obligațiuni și alte produse financiare diversificate. Sau și mai simplu, investind într-un fond de investiții, cumpărăm un portofoliu de 10 sau chiar sute de active. Haideți să înțelegem cât mai exact ce e mai important de reținut atunci când aleg să investesc într-un fond de investiții. Ne răspunde din nou Jean Pricop. Investiția în fonduri se traduce în câteva principii sau cuvinte cheie. Disciplină, unde este ca în sport, câte puțin până la marea performanță, fără a trage chiulul. Am planul meu, mă țin de el. Termen lung pentru a da posibilitatea capitalizării câștigului și a evita corecțiile inerente ciclurilor economice. Mă gândesc aici la cel puțin 5 ani. Diversificare. Diversificarea este ca atunci când un fermier cultivă un teren, alocând jumătate din bani culturii de floarea soarelui și cealaltă jumătate unei culturi de grâu. Dacă, de exemplu, pierde la floarea soarelui 20% și câștigă la cultura de grâu 30%, per total este pe profit de 5% la toată investiția. Dacă alegea doar cultura de floarea soarelui, pierdea 20%. Pentru că nu poți ști care dintre culturi va da randament mai mare, este recomandat să diversifici. La fel e și în cazul fondurilor. Pe finalul discuției noastre aș vrea să vă introduc și un investitor, unul deja vechi, cu experiență în piețe de capital, chiar dacă este mult mai cunoscut în lumea muzicii. Este vorba de Călin Goia de la Voltaj, pe care îl rog acum să ne spună câteva dintre lecțiile pe care le-a învățat în cei 20 de ani, de când, pe lângă muzică, se ocupă și de investiții. Sunt chiar mai multe, dar cred că cele care trebuie reținute sunt: banii trebuie să producă alți bani, iar pentru aceasta e necesar să îi investești. Apoi, atunci când începi să investești, nu uita de diversificare, e esențială în diminuarea riscului. Informează-te constant, nu fii un investitor pasiv și gândește-te la depozitul bancar ca la fondul de urgență, nu ca la o investiție. Vă mulțumesc tuturor și sper ca împreună să fi contribuit cât de cât la introducerea cetățenilor patriei noastre în această lume a economisirii inteligente, căci, uite, inflația se duce spre 10% deja, dobânzile au rămas mult în urmă, iar noi toți trebuie să găsim modalități de a ne prezerva economiile, măcar la valoarea muncii pe care am depus-o pentru ele. Nu uitați, pentru mai multe informații privind fondurile de investiții financiare, intrați pe Google și tastați simplu AAF. Enter. Ghid practic pentru economisire inteligentă la Europa FM, proiect de educație financiară oferit de Asociația Administratorilor de Fonduri din România.